Não tinha fato. Era melhor do que o que eu queria. La obligații să folosească spațiul conform destinației sale. Da. Nu folosește ca magazin atunci. E 2 ani. Bun. Hai să trecem peste. Să aveți timp de gândire, să aveți. Asta e mai să analizați. Să amulăm. Și corect, deci nu poate spune că colegul la prima ședință. Eu sau care face la prima. Da. Corect. Bun. S-ar putea că la următoarea ședință să aveți două spații de dat. Cum? Să aveți două spații de dat pe la următoarea ședință. Vrei? Da? Nu știu. Deci eu zic ca să vorbesc și eu. La secretar și te renunță la el, dacă vrei să le dai. Și atunci deocamdată, domn primar, un consiliu. Deci am încheiat cu... Mai avem o cerere. Mai avem o cerere de prezentată. Alu... Să de... Dar mai este domnul secretar, este diversele, nu s-o... La diverse suntem. Da, da, să știm prima dată... Da, 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 dar nu... Pauză, pauză, ai zis că pleci acasă. Dar până să gata ședința. Hai, mă, citește-o. Către Consiliul Local al Inistru, semnat cu Breta Mihai Dorel, domiciliat în Arniu numărul 1, județul Maramureș, posesor a cărții de identitate, seria MM 653879, am solicitat de la primărie un certificat fiscal pentru una din mașinile pe care le dețin și mi s-a eliberat un certificat fiscal cu datorii la serviciul de salubrizare, la care am cerut domnului primar Mureșan să-mi facă dovada pentru care s-a achit suma de 620 RON. Să-mi facă dovada că acea firmă de salubrizare are contract de salubrizare cu mine și mi-a efectuat acel serviciu de salubrizare conform legii 286 pe 2009 pe 297. Dumneavoastră, domnule primar, ați comis o infracțiune de serviciu și abuz de serviciu asupra mea. Și ca și atare, sunt obligat să sesizez organele în drept a abuzului care le-a făcut asupra mea. Aceasta este cererea mea, s-a făcut două exemplare, mulțumesc anticipat și aștept un răspuns. Cererea este către Consiliul Local. Aici vă dau așa. Ce vă pot spune? Dacă eu cred că am respectat legea, domnul Bertan a mai făcut o sesizare. Da, Eu cred că am demonstrat foarte clar cu contractele pe care noi le avem cu primăria Urmeni, pentru sau da, dar aveți cu mine. Cu tine e treaba ta, tu nu. Nu, încălcați niște legi, niște drepturi, niște principii. Mai să vorbesc. Discurs tu cât vrei. Aici sunt două variante. Dacă vreți să-i aprobați dumneavoastră să-l scutim de taxe sau faceți chetă și plătiți salubrizarea. Pentru că nici o persoană din Comuna Arimiș n-a venit să facă ceea ce dânsul face. Noi, legat de contractele pe care le avem de salubritate cu primăria Urmeni, avem o hotărâre de local prin care s-a stabilit fiecare gospodărie plătește o sumă care o știți, am votat-o, am aprobat-o, n-am avut din partea niciunei persoane, să zic, o bătrână, fără pensie, fără nimic, să vină să spună că ea, din moment ce are gunoi, nu achită această taxă. Dovada domnului Bretan e aici, am scos-o din calculator, apare la curente costă 44, deci de lei pe anul ăsta și restanțele 348, total 620. N-ai decât să faci același demers sau același drum, eu îți pus ca să duc la îndeplinire orice hotărâre a Consiliului Local, acolo s-a stabilit o taxă, am mai spus, o repet, nicio persoană din comună n-a venit să spun că el nu plătește, decât tu. Da. Și după aia tu ai pretenții de la noi, să-ți dăm. Nu puteți. Pentru aia, asta și v-am cerut bani, da. Cererea aia, da. Că n-am spus să-mi avea asta, să-mi avizați să autorizația e funcțională. Normal, din moment ce ai dat cu modificarea, nu e adevărat. Dar cum să nu e adevărat? De ce să închid? Păi deci nu ai închis. Dacă nu mi-ați aprobat... Ai închis? Nu ai închis. Cum nu ai închis? Dacă vrei spun și unde ai lucrat și ce ai lucrat. Păi dar închis, cum să nu unde? La noi nu. La noi nu. Domnul primar. Lasă, nu! N-am ce să mai uzi.
Deci trebuie să se înțeleagă lucrurile de toată lumea. Indiferent că de ce deci se supără sau nu se supără. Hotărârile Consiliului Local sunt legi locale. Mi se pare corect cu fiecare cetățean care are obligația, are asta, așa, 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 trebuie să intre și în, și în normalitate cu populația din comuna asta. Deci este obligatoriu să-și plătească acea taxă. Iar faptul că dumneavoastră viața eliberat certificatul fiscal, tot în baza unei legi se spune clar cei care au datorii